Continuăm media și istorie, legendă, adevăr, în casa memorială a ilustrului revoluționar, pedagog și umanist, alături de prietenul nostru, doctorul Viorel Ștefu, muzeograf în cadrul Muzeului Municipal Mediaș. De această dată vom aborda perioada pe care a petrecut-o aici, în Mediaș, ca profesor și rector al școlii evanghelice, mai ales pentru ceea ce a adus nou în programa școlară și activitatea pe care după aceea a desfășurat-o ca teolog, dar și ca revoluționar. Deci, într-adevăr, Ștefan Ludwig Roth, reîntors pe plaiurile natale, pentru că nici o clipă nu s-a gândit să rămână în, cu toate că avea posibilitatea, să rămână în Germania și Austria, inclusiv în vremea respectivă. El dorea foarte mult propășirea, îndeosebi a sistemului de învățământ din Transilvania, pe care, după învățăturile primite la școala pestalozeană din Elveția, îl considera oarecum depășit de realitățile occidentale. Angajat, să zic așa, după întoarcere la gimnaziul din Mediaș, el începe o destul de intensă activitate pentru dezvoltarea sistemului de învățământ. Și ce este mai puțin cunoscut este faptul că Ștefan Ludwig Roth, inclusiv în perioada când deținea funcția de rector al gimnaziului, este primul care introduce în programa școlară a orelor de educație fizică combinată cu muzica. Și acest fapt nu se întâmpla doar în Transilvania, ca și unicat, ci inclusiv în întregul Imperiu Habsburgic. În perioada respectivă, el fiind primul care considera că această disciplină poate să dea tinerilor un suflu nou în ceea ce privește noile condiții de învățământ din perioada respectivă. De asemenea, să vorbim și de actuata lui de publicist? De asemenea, foarte importantă este și sunt și lucrările pe care el le elaborează în perioada respectivă și până în pragul Revoluției de la 1848, pentru că foarte multe dintre ele acopereau domenii diferite, de la agricultură, la probleme economice, de istorie, sociale, pedagogice, bineînțeles, însă, cel puțin pentru populația românească, una dintre lucrările sale de căpătâi este Războiul între limbi din Transilvania, o lucrare fundamentală în perioada respectivă, pentru că Roth, practic, a fost unul dintre primii erudiți care recunoștea faptul că limba română ar trebui să fie limba oficială din Transilvania în epoca respectivă.